Nimic nu anunța forcingul Gloriei după prima repriză cu Petrolul Berca. Buzoienii au intrat la cabine cu un avantaj minim după golul înscris de Mihăiescu în minutul 28. SCM s-a dezlănțuit însă în repriza secundă, reușind să înscrie de 6 ori și pe fondul căderii fizice a celor din Berca. De altfel, replica fostei campioane a județului a fost una palidă, caracteristică formei modeste prin care trece Petrolul Berca în acest sezon. Pentru Gloria au punctat Câmpeanu, Poterașu, Pușcă, Mihăiescu, Codreanu și Ceaușel. În urma victoriei, Gloria se menține pe primul loc al Ligii a patra, la 3 puncte distanță de Timp Săgeata. Voința Lanurii le-a coborât pe cea de-a treia treaptă a podiumului după eșecul mai puțin scontat cu ASE Balta Albă. Etapa viitoare, Gloria se va deplasa la Vernești pentru meciul cu CS Viitorul.